Așa, frați români, ce înseamnă a fi tradiționalist? Înseamnă să-ți iei mandat de europarlamentar sau să-ți iei mandat pe diverse funcții și să o tulești frumos după ce ți-ai văzut saci în căruț. Adevărații naționaliști și suveraniști și patrioți sunt cei care încă mai stau în stradă, care încă mai poartă cu drag drapelul românesc și care, deși nu au dorit niciun fel de funcție și nu au acces la niciun fel de funcție decât cu bani, poate aici să vizităm Senatul României, pentru că să vă mai zic un lucru, cancanul astăzi nu este despre cine, ce, cum, ce face. Cancanul este despre ilegalitatea anumitor partide, printre care se numără și sosul doamnei Dia Nevăroni și joacă cu ei, nu este frică să-i spun numele, în care trebuie să demonstreze că nouă cetățenilor n-ar trebui să ne mai demonstreze că și-a dat deja rama pe față, știm ce a vrut, știm ce a făcut. Problema este următoarea, parchetul să-și facă treaba și poate cineva acolo în Parlament se va și autosesiza că nu prea și-a îndeplinit ea mandatul de senator cu injurii, cu instigare la ură, cu instigare la violență și la moarte și la alte cele. Dar noi suntem aici astăzi, uitați, o mână de oameni, pentru că din toți politicienii, unu nu s-a prezentat. Unu! Și și-au dat acolo toți distribuție și follow, da, asta e. Politica este pentru oamenii cu bani, așa cum spunea și Șoșoaca și Simion și toți ceilalți, iar noi toți ceilalți care suntem așa, mai mici, cum ar spune cineva, sau mai proști, cum ar spune altcineva, dar nu uitați că suntem proști, dar suntem mulți. Pentru că ăsta este adevăratul popor.